În numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Preacucernice, părinte profesor, preacucernice părinți, dragi frați și surori, slăviți să fie Domnul Iisus. În veci, amin. Mulțumim din toată inima bunului nostru Mântuitor, care ne-am vrăbit și să putem ajunge până aici, să ne găsim împreună cu toții. La prilejul acesta a unui nou născut în casa fratelui Iosif. Am auzit și m-a îndemnat tinerii mei din sat de acolo, să, frații, să pot să viu și eu. Deși etatea și slăbiciunile trupului nu mai prezintă garanții. Nu să mă plâng. Dar e o istorie întreagă viața mea de copil și până în ceasul acesta. Nu să mă scuz în fața frăților voastre. Și fratele Viorel a insistat să viu, să spun două cuvinte, pentru că să reprezint și eu mica noastră adunare în Malul Alb. Mulțumim Domnului pentru toate și vreau să vă aduc la cunoștință că Domnul Iisus, când a venit pe pământ, a schimbat toate. A schimbat tăierea împrejur, în botezul cu care astăzi noi creștinii ortodoxi îl primim cu cea mai mare bucurie, pentru că este taina intrării noastre în creștinism. Numai de aici suntem niște fii ai bisericii, vii, dar cu condiția, dacă trăim frumos. N-am avut, în viața mea, n-am avut povața. Pentru că n-am avut nici părinți. Dar când am aflat pe Domnul, toate mi s-au împlinit în viața mea. Toate bucuriile. Cu frații împreună și cu Domnul am putut să străbat viața până aici. Acum știm, recunoaștem, vedem cu ochii noștri, trăim cu propria noastră viață ce se întâmplă în lumea aceasta. Este păcatul la culme. Păcatul la culme. Noi nu prea ieșim, nu prea cunoaștem, dar ne dăm seama ce se întâmplă. Și de ce, dragii noștri, dragi mame, dragi părinți care aveți copii, păstrați-vă prunce că este, copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Și trebuie să-i dăm înapoi Domnului curat. Deși păcatul e la culme în vremea noastră. Cine îi crește frumos pe copii, dar numai acum, să vă spun, părinții, soțul și soția, să fie uniți. Dacă sunt ei uniți și vede lucruri frumoase între părinți, copiii vor asculta. Chiar dacă pe parcurs ei vor cădea, asta-i treaba lor, vor răspunde ei, dar până atunci trebuie luptă și jertfă. Vă spun că unul care am experiență, n-a fost ușor cu copiii, n-a fost ușor. Dacă pe parcurs au greșit treaba lor, e treaba lor răspunde ei, deși ne doare inima ca părinți, dar nu mai avem ce face, numai ne rugăm pentru ei Domnului să-i aducă înapoi în staul de unde am plecat. Cu lacrimi ne rugăm Domnului continuu să-i poată întoarce înapoi. Și păcatul este mare. Ferice de copiii care ascultă, de părinții lor. Ferice de părinții care știu să-și crească copii. Când am cunoscut lucrarea voastră Domnului, vă spun că a fost mare bucurie. Mare bucurie. Deși lucram oamenii, dar nu știam ce face. Nici nu îmi spunea, hai cum noi. Fratele Toadre Slavu,
Padre Ștefănache Pincu, fratele Tăchiță Gheorghiță și mulți alții de la Cefereu. Totuși, s-au mai dus din ei, au plecat din rândurile noastre. Dar le mulțumesc în rugăciunile noastre când putem să ne rugăm pentru înaintașii noștri din zona noastră, din satele noastre, când ne-a descoperit prin lucrarea aceasta sfântă, făcută de profetul nostru, profetul vremurilor noastre, așa cum îi spune fratele Moise, părintele Iosif, care ne-a trezit la viața cea nouă în Domnul Iisus Hristos. Deci, dragii noștri, noi mai obișnuim la noi în adunare, sau eu în felul meu, că nu pot prea multe, nu pot să, așa, îl mai punem pe părintele nostru, drag Iosif, îl punem la treabă, adică citim câte ceva din tâlcuirea Evangheliei duminicilor de peste an. Și acum să citești eu puțin, nu mult, pentru că mai sunt frați care trebuie să ne spună câte ceva. Și zice așa, asta este tâlcuirea Evangheliei de mâine. Noi știm că este Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Matei, de la 1 până la 25, dar o să știți numai puțin. Spune așa, Evanghelia din această duminică cuprinde cartea neamului lui Iisus, adică Domnului Iisus. Această carte arată că a trebuit o anumită pregătire lungă de veacuri întregi pentru primirea lui Iisus Hristos. Și praznele cele mai mari trebuie așteptate cu pregătiri sufletești. Praznele cele mari, adică acum cum așteptăm noi Sfânta noastră, Mântuitorul nostru, adică venirea Mântuitorului nostru pentru salvarea tuturor oamenilor care se vor pocăi. Domnul a venit pentru toate popoarele lumii și a dat viață. Acum, cine caută, găsește. Cine bate, îi se va deschide. Și ce va găsi viața veșnică. Pentru aceasta noi ne strângem, cum spune acolo părintele Iosif, zice, o ceată de copii care s-au strâns în jurul jertfii crucii Mântuitorului nostru Iisus. Aceasta facem noi, așa când ne adunăm, ca să putem să ne îmbărbătăm, să ne întărim, să ajungem cu bine la întâlnirea cu Mântuitorul nostru drag, care acum l-așteptăm să vină peste o săptămână, nu așa, în inimile noastre, în iesle inimilor noastre trebuie să-l așteptăm. Și să-i spunem bun venit ca un oaspete care de el avem nevoie cea mai mare. Și praznele cele mari trebuie așteptate cu pregătiri sufletești, pentru ca fiecare praznic închipuie o lucrare și un dar al Mântuitorului Hristos pentru mântuirea noastră. Iar darul praznicului trebuie înțeles și primit cu folos sufletesc, nu trupesc. Înțeles oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu, care nu cunosc pe Domnul Iisus, dar sufletesc numai cei care li s-a deschis ochii minții sau sufletului sau inimii ca să poată înțelege și pune viața în slujba Domnului. Cu pregătire sufletească trebuie să așteptăm și Crăciunul, nașterea Domnului. În anii trecuți, o gazetă de la București a pus un premiu, adică o întrecere de 1000 de lei pentru acei care vor scrie cel mai frumos articol pentru numărul de Crăciun al gazetei. Zice părintele. Autorul articolului premiat a scris și următoarele despre Crăciunul din vremurile noastre. Așa cum se prăznuiește astăzi Crăciunul, eu socot, zice domnul celor care a scris, zicea scriitorul, că este mai mult un praznic păgân decât unul creștin. Adică, nu era praznicul lui păgân,
așa a scris. Dar în felul cum oamenii îl face pe praznic, asta înseamnă de zicea el pe gând. Cu săptămâni înainte încep oamenii să facă pregătiri de mâncăruri, de haine, de băuturi și așa. Așa, de haine și băuturi pentru sărbătorile nașterii, iar în săptămâna de urmă nu mai în cap de mulțime oamenilor care strâng carne, untură, băutură, grăsime pentru serbarea praznicului. Fiecare om bogat sau sărac ține să aibă Crăciun gras. Așa cum știm. Și că să tragă un chef bun de sărbători. Unde să chefui la sărbători? Se întreabă oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Așa este îngrijorarea de Crăciun a celor mai mulți oameni. Eu nu sunt preot, scria mai departe acel scriitor care este avocat, dar am părerea și credința că astfel de chemări are praznicul nașterii Domnului și altfel a fost prăznuit la începuturile creștinismului. Zice, cel care a scris aceste păreri despre prăznuirea Crăciunului de azi a avut toată dreptatea, pentru că bucuriile și desfătările cele lumești au stupat și au acoperit cu totul bucuriile cele sufletești pe care le aduce nașterea Domnului și pe care trebuie să le simțim la nașterea Domnului. Asta nu este bine, pentru că bucuria cea adevărată a nașterii nu o aduce porcul, nici grăsimea, nici mâncarea, nici băutura, ci o aduce vestea cea bună a sosirii unui mântuitor al tău, care se pogoară din cer pentru tine, pentru păcatele tale, pentru iertarea ta, pentru iubirea ta și mântuirea ta. Acesta este praznicul pentru creștinii adevărați. Dar pentru că oamenii nu ascultă, vor vedea. Când vor vedea, va fi prea târziu, prea târziu. Cum spune un vers, în clipa morții vede omul cum trebuie să fie trăit, ce cale trebuie să aleagă să ajungă bine la sfârșit. Deci ce cale trebuie să aleagă? Deci omenirea care nu vrea să asculte, nu merge pe calea cea bună. Domnul este calea, adevărul și viața, așa cum spunea frații. Deci, dragii noștri, mulțumim Domnului și pentru seara aceasta, pentru bucuriile acestea, pentru că ne-a revăzut cu toții. Și dorim ca pruncul din seara, din care mâine va lua, va primi botezul, intrarea în creștinism, să-L ajute Domnul și întreaga frumoasitate din oastea Domnului să-i dea putere de ascultare, putere de trăire, iar părinților, având duhovnicesc, să poată să-L crească așa după voia lui Dumnezeu, ca să-L dăruiască, pentru că spune că copiii vor fi ceruți din mâna părinților de Domnul Iisus la judecat. Ai avut copil, ce ai făcut cu el? Ce ai făcut cu ei? Te-ai luptat până la sânge să poți să-L duci și să-L crești. Frumos că este un dar de la mine, zice Domnul. De aceea, dragii noștri, părinți care suntem aici cu toții, mulțumim cu toții din toată inima Domnului și dorim ca acest copilaș să ajungă un mare om în credință, să mântuiască pe el și pe alții, așa cum i-a spus părintelui Iosif, mama lui, când i-a dat saltirea. Saltirea care avea moștenire de la unchiul ei, Avrameancu, parcă așa spune. Ascultam aseară pe fratele Traian și ne dădea niște învățături cutremurătoare. Pentru cine vrea să le ia de bine, pentru cine nu, o vedea fiecare. De aceea Domnul să ne ajute sărbătorile care vin și centenarul, sărbătoarea cea mare a oaspe Domnului, așa cum am auzit aici de la frate, părinți. Sunt până cu mare bucurie
Și mulțumindu-i Domnului pentru toate și unindu-ne cu Domnul Iisus, primindu-L în casa sufletului nostru, în iezile inimii noastre, ca să vină El și El să ne dirigeze casa noastră și copiii noștri și cât putem și noi să spunem tuturor cât de bun a fost Domnul cu noi. Slăviți să fie Domnul!